Salut, sunt Marco, sunt unul din instructorii Freshmeet și astăzi am avut ocazia să mă dau pe un board jucăuș de la ROM și anume ROM Brigade. Nu este un board începător, îți trebuie ceva experiență ca să poți să-l controlezi, însă e un board care poate te poate ajuta foarte mult la progres, în special când e vorba de viteză, de stat pe cant, de sărit un pic mai sus. Nu este un board prietenos, ai nevoie de niște buți rigizi ca să-l controlezi. Dar odată ce ai făcut-o, nu se mai dezlipește cantul de pe zăpadă, viteza este din ce în ce mai mare, este foarte controlabil la viteză, stă foarte bine, parcă stă lipit de zăpadă când mergi tare cu el. Îți permite să evoluezi în ceea ce privește virajele carve și este foarte echilibrat, poți să te dai și pe țeavă cu el, nu e cel mai prietenos board de dat pe țeavă, însă poți să te dai liniștit pe cu un 50-50 pe orice fel de rail, țeavă, box sau element care ți apare prin pădure. E un board poppy, mi-ar trebui să fie un pic mai poppy, dar e suficient cât să fie destul de jucăuș. La fel, pop-ul se simte doar dacă niște buți rigizi, dacă folosești niște buți soft, s-ar putea să ai ceva probleme în a-l controla. Eu am testat și cu buți rigizi și cu buți soft. Cu buții soft era o senzație așa cam surf, dat pe surf, era foarte faină, mi-a plăcut, dar foarte solicitantă. Când am schimbat buții și am folosit niște buți mai rigizi, deja totul s-a schimbat, am putut să dau pop mai mare și chiar am simțit mult mai mult control la viteză. Dacă vrei un board pe care să-l folosești tare la vale, acesta poate fi una din variantele câștigătoare.